Lumea se confruntă cu o criză globală a deșeurilor alimentare. 40% din producția mondială de mâncare rămâne neconsumată la nivel mondial, o cantitate aproape dublă față de estimările anterioare. Conform acestui studiu, o cantitate estimată la 2,5 miliarde de tone de alimente s-a pierdut la nivelul fermelor sau a fost risipită de consumatori la nivel global, adică aproximativ 40% din producție. Alții mor de foame pe partea altă. Așa, alții o trimit la noi în România, că ăștia nu controlează nimeni, că de-aia e atâtea boli de cancer și de asta, că la noi nu mai controlează nimeni. Este vorba de o cifră aproape dublă față de o estimare anterioară care vorbea de 1,2 miliarde de tone de alimente pierdute la nivel mondial, în condițiile în care fermele din țările bogate sunt responsabile pentru o cantitate mai mare de alimente pierdute decât se credea inițial. De ce s-o risipesc? Studiile arată că românii risipesc foarte multă mâncare. Ce părere aveți? Poate, păcat. Risipa alimentară poluează și alimentează efectele negative ale schimbărilor climatice. De mai mulți ani, cercetătorii încearcă să pună la oaltă datele cu privire la amploarea risipei alimentare, care, potrivit Comitetului Interguvernamental pentru Studierea Modificărilor Climatice, este responsabilă pentru 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Eu zic că nu e risipită, e dată la... prin contracte la țările astea care sunt slăbuți dezvoltate și legate din punct de vedere economic de marele concerne. Cum e România? Noi care am fost o țară eminamente agricolă, nu mai producem nimica, nu mai facem absolut nimica, trebuie să luăm. Nu mai bună carnea de porc românească, trebuie să luăm de la spanioli. Nu mai e bună carnea de porc românească, luăm de la francezi. Luăm de peste tot, numai a nostru nu mai e bun. Îngrădim tot ce înseamnă cultura românească, tradiții românești, creșterea animalelor, sacrificarea lor, cum e datina. De Crăciun tot gospodarul în România tăia un porc, îl sacrificau, se adunau toată familia, se împărțea la copila. Acum nu mai e bun, nu mai știm să mai creștem, după părerea oamenilor, fiindcă sunt diferite interese. Companiile alimentare ar trebui să adopte așa numita strategie Target Measure Act, care prevede măsuri mai clare și care pot fi atinse pentru a reduce problema risipei alimentare.